Vroiam de fapt să vă transmit este că nu putem să construim realmente o politică nouă și un nou tip de om politic în România fără sprijinul dumneavoastră. Construcția acestui nou tip de politică implică obligatoriu o nouă mentalitate și a electoratului, o nouă mentalitate a alegătorului. Există o legătură de nedistrus între cel care alege și cel care își dorește sau este politician ales. Își dorește să devină politician ales sau este politician ales. Așa că vă propun ca în acest demers al nostru, în care ne propunem ca până la urmă, până la sondajele care vor alege între noi trei, și vă spun din toată inima, o garantez pentru mine și aș băga mâna în foc și pentru colegii mei, că indiferent care va fi cel care va merge ca și candidat din partea USL la primăria Craiovei, și sunt deplin convinsă că vom avea această candidatură, după cum simt organizația Partidului Național Liberal, după cum văd reacția cetățenilor, după cum văd această sală, sunt convinsă că vom avea această candidatură. Oricare dintre noi va fi, ceilalți doi, Partidul Național Liberal, conducerea care este astăzi lângă noi să ne sprijine, îl va ajuta, va da Craiovei, organizația PNL Craiova, un primar, cel mai târziu anul viitor. Dar vă cer să fiți parteneri alături de... Cred că este timpul ca după Revoluție Craiova să aibă un primar liberal. Pentru a putea ca la nivel de comunitate un liberal să dea politica acestui oraș. Eu cred cu ardoare că putem face acest lucru. Ca și consilier municipal în Consiliul Local al Craiovei, am văzut exact care sunt problemele cu care se lovesc zi de zi craiovenii și orașul nostru. Din punct de vedere al infrastructurii, stăm, să știți, departe de ceea ce înseamnă o capitală de euroregiune, cum este Craiova. Un oraș cu peste 350.000 de locuitori. Nu toate regiunile Craiovei, toate zonele din Craiova au apă și canalizare. Infrastructura rutieră, vedeți și dumneavoastră la ce nivel este, pentru că în zilele acestea, uitați-vă, orașul este blocat din punct de vedere al traficului rutier. Din punct de vedere al infrastructurii sportive, e rușinos că orașul nostru după 17 ani nu are o sală polivalentă. E rușinos acest lucru. Ba mai mult, pot spune că acest oraș cu 350.000 de locuitori nu are un bazin de not. E dureros acest lucru. Însă aceste aspecte vor fi discutate în următoarea perioadă când se vor dezbate aceste subiecte. După acest speech al meu, vă rog să rețineți două idei. Unu, dumneavoastră liberalii să credeți cu ardoare că putem da un primar liberal acestui oraș. Este timpul. Și doi, indiferent care dintre noi trei va reprezenta Uniunea Social-Liberală, va duce acolo aspirațiile și viziunile dumneavoastră. Vom câștiga alegerile locale, vom câștiga alegerile parlamentare, pentru ca apoi să punem capăt actualei guvernări, despre care sunt sigur că niciun român nu va avea o amintire plăcută. Este într-adevăr vremea noastră, dar acest moment trebuie să coincidă cu o schimbare irreversibilă a politicului românesc. Știți foarte bine că lucrul acesta va fi foarte greu. Dar sunt foarte convins că putem face față cele mai grele campanii electorale pe care a avut-o România până în prezent. Eu spun că suntem un partid pregătit. Eu spun că suntem un partid cu oameni care au experiență, care au deschidere. Suntem un partid fără probleme. Avem un președinte hotărât. Sunt sigur că putem face față acestui imperativ al României. Drumul comun pe care am pornit va trebui confirmat, pe de o parte, de obiectivele politice pe care le-am propus,
Dar pe de altă parte, va trebui confirmat de prestația noastră de după ce vom câștiga aceste alegeri. La Craiova, poate mai mult decât în alte zone ale țării, este nevoie de acest parteneriat. Acest parteneriat, de altfel, este confirmat de buna colaborare pe care o avem cu PSD-ul, pornită în 2008 la nivelul Consiliului Județean. Vreau să-i asigur că am încredere și mă bazez pe ei și îi pot asigura și de valabilitatea reciprocității. Dar în plan național, Uniunea Social-Liberală deschide mult mai multe oportunități decât cele în plan local. Deschide oportunități politice pe de-o parte, dar pe de altă parte oportunități de dezvoltare socială. La Dăbuleni, la Marele Război, care a făcut Război Liberal-Liberal, care a făcut celebru Dăbuleniu, el era celebru cultural, dar politic l-a făcut celebru înainte de a se constitui în parohia domnului Joana. Am trecut și eu prin multe, alături de mulți, iar astăzi sunt absolut încântat să vă văd aici, să fim împreună aici, toți în același gând, în aceeași aspirație, uniți, vă mulțumesc pentru asta, să văd trei candidați, trei competitori, până una alta între ei, ai Partidului Național Liberal, vorbind cu sinceritate, cu convingere și cu har despre faptul că oricare dintre ei va fi cel ales în fond de alții decât noi, liberalii, de toți ceilalți, va fi sprijinit de către toți ceilalți într-un cuget și o simțire, cum se spune. Eu îi cunosc și îi îndrăgesc și îi respect pe toți cei trei potențial candidați ai Partidului Național Liberal. Pe Pavel Badea, cu el încep sângele apă nu se face, sângele de microbist. Îl cunosc și îl admir și îl respect de când era o vedetă a fotbalului. Când a venit în Partidul Național Liberal, am fost foarte bucuros și am spus, e o achiziție de blazon, de nume. Nu m-am așteptat, vă spun foarte sincer, ca fostul mare sportiv Pavel Badea să devină un om care nu și-a adus doar numele în Partidul Național Liberal, ci toată energia și toate proiectele. Și astăzi, fostul mare fotbalist Pavel Badea este un mare activist în sensul bun al Partidului Național Liberal și noi toți câștigăm din asta și sunt recunoscător și mulțumesc încă o dată. Cu doamna doctor, cu Cristina, am o relație cel puțin emoțională, lungă, veche, pe locuri pătimașe. Am fost deseori chiar și, mă rog, pe poziții diferite. Întotdeauna ne-a unit ceva, și anume dragostea. Dragostea pentru Partidul Național Liberal, acesta, cum e el. Cu reușite, cu eșecuri, cu glorie sau cu rușine, și sunt absolut convins că dacă vreodată prietenilor noștri, olteni, le-ar da prin minte că o femeie i-ar putea conduce, ea ar fi aceea. Îl invidiez, ăsta e păcatul omenesc cel mai răspândit și probabil cel mai puțin mărturisit, dar eu, neavând alte păcate sau nu știu, n-am idee, îl mărturisesc, îl invidiez pe Ion Stroie. Îl invidiez pentru că este inteligent, tânăr, chipeș, pentru că timpul speranțelor și proiectelor lui este unul îndelungat, pentru că aparține unei generații care mârie pe bună dreptate, dar care înțelege că mai are șansa să schimbe ceea ce de-al de mine, ca generație vorbesc, n-am putut să schimbăm. Îl invidiez pentru toate astea, îl descoper bucuros în fiecare zi și îi sunt alături
că va fi el candidat de primar sau că este cu siguranță un parlamentar de succes și de viitor al Partidului Național Liberal. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt craiovean sau liberal din Craiova, ca să fiu nevoit să aleg între cei trei. Oricare ar fi alesul concetățenilor dumneavoastră, nutresc și eu speranța că el va fi și candidatul Uniunii Social-Liberale și sunt convins, nu mai e vorba doar de speranță, că dacă va fi candidatul Uniunii Social-Liberale, va fi și primarul sau primărița, cum se face femininul la noi, al Craiovei. Eu cred că avem șansa, poate puțin sperată acum ceva vreme, și în primul rând, repet, meritul dumneavoastră, al celor care ați reușit să adunați și să creșteți această organizație, că avem șansa ca în municipiul Craiova, în cetatea Băniei, că nu putem să zicem așa municipiu, ca și cum am vorbit de Tulcea sau de Slobozia, în cetatea Băniei sau în bogat populatul județ Dolj, Partidul Național Liberal să joace sus, cel mai sus, și să asume în fine Oltenia și această experiență de a avea un lider local, că e vorba de primar, că e vorba de Consiliul Județean din Partidul Național Liberal. Dacă la un moment dat în desemnarea candidaților acest lucru va depinde și de mine, vă rog să contați pe Mihai Voicu. Mihai Voicu este un om pe care l-am apreciat întotdeauna, chiar dacă rar mi s-a întâmplat, acum de ceva vreme și pentru cine știe câtă, să fim foarte apropiați din punct de vedere politic, dar l-am apreciat întotdeauna pentru că are niște calități foarte clare, foarte evidente pentru mine. Și dacă astăzi Mihai Voicu este, mă rog, informal, dar foarte real, practic numărul 2 în ierarhia Partidului Național Liberal, este pentru că e un om care știe să se achite de sarcinile pe care și le asumă. Și de vreme ce și-a asumat o sarcină, o misiune, anume aceea de a asuma, prin votul dumneavoastră și președinția organizației PNL Dolj, în moment în care eu m-am uitat foarte lung la el și am zis că iată, s-a mai născut un martir, de unde nu te așteptai, să știți că o va duce la capăt și împreună și de bună seamă cu omul care atunci când noi mai obosim ne atrage atenția pentru că nu obosește niciodată, secretarul general al partidului, brațul armat al partidului, domnul Radu Stroie, ceea ce ne revine